Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea legii privind alocația pentru susținerea familiei a apărut în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii iunie și se aplică din momentul publicării, aducând modificări în ceea ce privește una dintre condițiile de acordare a acestor ajutoare. Legislația stabilea până acum că familiile care beneficiau de acest tip de alocație aveau obligația să își achite taxele și impozitele locale până la 31 martie a fiecărui an, în caz contrar, plata acesteia fiind suspendată. Începând cu aprilie 2016, 3100 de familii s-au aflat în situația în care plata ajutoarelor le-a fost suspendată. Aceste familii sunt expuse riscului de excluziune socială, considerent pentru care guvernul a decis să nu mai condiționeze plata acestei alocații pentru susținerea familiei de achitarea impozitelor și taxelor locale. Actul normativ stabilește de asemenea că plățile vor fi reluate din oficiu pentru familiile cărora le-au fost sistat acest drept, inclusiv pentru perioada în care alocația pentru susținerea familiei a fost suspendată. Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Aceste alocații se acordă familiilor ale căror venituri lunare pentru fiecare membru sunt mai mici de 530 de lei și se calculează în funcție de numărul de copii și de venitul pentru fiecare membru al familiei.